Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știrile TV Giurgiu, sunt Nicoleta Pană. Un bărbat de 49 de ani a fost accidentat mortal în comuna Băneasa. Acesta a încercat să traverseze șoseaua printr-un loc nepermis fără să se asigure și a fost lovit de un autoturism condus de un tânăr de 19 ani. Impactul a fost atât de violent încât victima a murit pe loc. Aseară, în jurul orei 18, în comuna Băneasa, pe drumul național 41, un tânăr de 19 ani, aflat la volanul unui autoturism marca Volkswagen, a accidentat mortal un bărbat în vârstă de 49 de ani. Atât victima cât și șoferul sunt din Băneasa. La fața locului au sosit imediat organele de anchetă și laboratorul criminalistic pentru stabilirea circumstanțelor în care s-a produs tragicul accident. Pe fondul traversării neregulamentare, victima, inopinant, a apărut în fața autoturismului Passat și, având în vedere impactul, a rezultat decesul. Ați identificat victima? Da, în persoana lui Butoi Anton, de 49 de ani, din localitatea Băneasa, județul Giurgiu. I-ați verificat alcoolemia șoferului? Sigur, prima măsură pe care o întreprindem, acesta fiind zero. S-au observat urme de frânare? Având în vedere condițiile meteo, respectiv ploaie și topirea zăpezii, nu am putut identifica urme de frânare. Șoferul autoturismului susține că nu l-a văzut pe bărbatul, care se pare că dorea să traverseze șoseaua. Mi-a ieșit în față și nu l-am văzut. Mi-a venit și o mașină din față și... V-a orbit? Da. Circula pe șosea? Nu știu, doamne, mi-a ieșit odată în față. Probabil a vrut să traverseze. Nu știu, nu l-am văzut. În momentul producerii accidentului se pare că nimeni nu se afla în zonă astfel încât să ofere detalii anchetatorilor. Cu toate astea, curioșii apăruți între timp la fața locului căutau circumstanțe atenuante șoferului de 19 ani. Acum avem și noi un accident, a lovit o mașină, el a mers pe șosea și ce să facă omul dacă l-a orbit ăla din față? A fost nevoie să-l lovească. Îl cunoașteți pe om? Când eram mai așa, mai mică, mai copilă, acum nu-l cunoșteam. Ați auzit vreun zgomot, ceva? Nu, n-am auzit nimic. Am un nepoțel de 5 ani, făcea gălăgie, am crezut că sunt copii cu petarde. N-am auzit nimic, chiar nu știu. Pe numele șoferului din Băneasa au fost întocmite acte premergătoare începerii urmăririi penale pentru ucidere din culpă. Nu și-au mai primit salariile de 2 luni și s-au săturat de această situație. Zeci de angajați ai CET-ului au pichetat de dimineață sediul unității. Gestul lor nu a dus la nicio rezolvare, motiv pentru care vor continua protestul luni. Timp de aproape o oră, mai mulți angajați ai SCUT Giurgiu au protestat în curtea unității. Oamenii sunt nemulțumiți că nu și-au primit drepturile salariale pe lunile noiembrie și decembrie. Potrivit liderului de sindicat, conducerea i-a asigurat pe angajați că își vor primi banii în ianuarie anul viitor. E o pichetare care a făcut-o la sediul unității pentru neplata salariilor pe lunile noiembrie și decembrie. Deci această revendicare a fost făcută către Consiliul de Administrație, ni s-a dat un răspuns nemulțumitor pentru salariați, să ia din încasările societății, încasările care le ia din pe energia termică și ca atare oamenii au fost demulțumiți că întreprinderea și conducerea întreprinderii trebuie să găsească soluții clare pentru a da salariile oamenilor și la mulțumim oamenii cel puțin pentru aceste sărbători care au fost și oamenii nu au avut ce să pună pe masă. Angajații vor picheta și luni sediul SCUT cu speranța ca măcar de Revelion să aibă bani, dacă de Crăciun nu a fost posibil. Pichetarea va continua și în data de luni și vom avea un program clar de acțiuni sindicale legale prin care ne vom manifesta și ne vom apăra drepturile salariale. Dacă aceste acțiuni nu vor conduce la rezolvarea situației, se va ajunge la grevă. Membrii sindicatului spun că au luat deja legătura cu Federația Energetică și Confederația Blocului Național Sindical pentru a-i susține pe angajați în demersurile lor. Am încercat să obținem un punct de vedere al conducerii SCUT Giurgiu în legătură cu acest protest, fără rezultat însă. Am fost pasați de la un birou la altul și ni s-a spus că directorul nu este disponibil, fiind la o ședință în București.
Aglomerație mare la serviciul regim, permise de conducere și înmatriculări auto Giurgiu. Speriați de modificările aduse codului rutier, oamenii s-au înghesuit pe ultima sută de metri să-și schimbe documentele sau să-și înscrie mașinile. Ghișeele de la serviciul de permise auto au fost luate cu asalt astăzi de giurgiuvenii care au venit să-și schimbe permisele de conducere. Începând cu data de 19 ianuarie, va intra în vigoare un nou cod rutier ce prevede schimbarea permisului de conducere. Acesta nu se mai poate face fără aviz medical. Oamenii au profitat de ultima zi pentru a fenta examenul medical obligatoriu. Pentru preschimbarea permisului. De cât timp stați? Avem o oră. De 5 minute. Și când credeți că o să terminați? Eu sper că într-o oră să plec de aici. Sperăm. Acum depinde cum se mișcă la birou. Dar sperăm că merge foarte repede. Văd că nu e aglomerație și se merge bine. De 100 de ori. La preschimbarea permiselor, indiferent dacă sunt sau nu expirate, se va solicita fișa medicală emisă de o unitate sanitară acreditată de Ministerul Sănătății. Pentru conducătorii auto care posedă un permis de conducere profesionist, acesta le va fi eliberat pe o perioadă de 5 ani și nu pe 10 cât era până acum. Pentru cei cu categoria B, valabilitatea permisului de conducere va fi tot de 10 ani. Aseară, un giurgiuvean și-a bătut crunt consoarta chiar în fața copilului. Deși era plină de sânge și în stare de șoc, femeia a refuzat internarea. Mai mult, nici măcar nu a depus plângere la poliție împotriva soțului bătăuș. Vă avertizăm că urmează imagini șocante. Aseară, în jurul orei 21 pe strada Lacului, o tânără de 24 de ani a fost agresată de bărbatul său. Soțul a lovit-o provocându-i răni serioase pe față, dar și un șoc din care părea că nu-și poate reveni. Cu fața plină de sânge, femeia a ieșit pe stradă căutând apărare și își ținea strâns de mână copilul speriat. Se pare că acesta asistase la întreaga scenă dintre mama și tatăl său. Micuțul nu părea să aibă mai mult de 5 ani. La fața locului au sosit jandarmii și poliția. În același timp a ajuns și ambulanța SMURD, care i-a preluat atât pe tânăra bătută cât și pe copilul său. Soțul violent a fost amendat de către poliție cu suma de 500 de lei pentru tulburarea liniștii publice. Până la această oră, femeia agresată nu a depus plângere penală împotriva agresorului. Veste rea pentru șoferi. Taxa de primă vânzare auto s-ar putea să intre din nou în vigoare de la 1 ianuarie. Plata acesteia se va face în funcție de datele tehnice ale autovehiculului. Taxa de primă vânzare auto a fost suspendată de fostul guvern până la începutul anului viitor. La ședința de guvern care va avea loc în data de 3 ianuarie se va discuta noua formulă de calcul și cuantumul a ceea ce privește taxa de matriculare și taxa de primă vânzare auto pentru anul 2013. După stabilirea acestei taxe, cetățenii vor fi informați cât au deplătit în funcție de capacitatea cilindrică, anul de fabricație, cantitatea de emisii poluante, dar și dacă mașina a fost sau nu înmatriculată pe teritoriul României. Astăzi a fost ultima zi în care s-au mai putut face înmatriculări fără a plăti taxa de primă vânzare. Taxa auto a suferit mai multe modificări în ultimii ani și a iscat neplăcere atât în rândul vânzătorilor de mașini cât și a cumpărătorilor. Giurgiuvenii, ca mai toți românii, s-au preocupat din timp de sărbătoarea trecerii dintre ani cu speranța într-un an mai bun. Mulți dintre ei s-au pregătit să fie alături de familie sau de prieteni, organizând revelionul acasă. Alții s-au orientat către restaurante, deși au sperat și la un revelion în aer liber. Platoul din fața teatrului Tudor Vianu a fost mai mulți ani gazda a sute de giurgiuveni veniți să petreacă în aer liber sosirea unui nou an. De fiecare dată, revelionul în aer liber a fost organizat de către municipalitate. Însă, anul acesta, executivul primăriei a ajuns la concluzia că tot mai bine este acasă. Giurgiu n-a avut o tradiție privind revelionul în aer liber. Și să știți că, în general, românii n-au o tradiție prin revelion. Poate în orașele foarte mari se organizează de către municipalitate spectacole grandioase și atunci foarte mulți trec și pe acolo sau rămân acolo în piață. A fost o tentativă anul trecut care nu știu cât a prins, am înțeles că în piață au fost câteva sute de persoane, cam atât, și după aia s-au retras fiecare la locurile unde sărbătoreau până la urmă revelionul, trecerea dintre ani. Am avut o discuție și cu cei de la ISU, am avut o discuție și cu cei de la jandarmi, cei care trebuie să asigure până la urmă condițiile de desfășurare în siguranță. Și cred, chiar puteți să o luați ca o certitudine, nu vom organiza revelion în aer liber. Un alt motiv pentru care primăria nu mai organizează anul acesta revelion în aer liber este legat de evitarea cheltuirea peste 150 de milioane lei vechi pe tradiționalul foc de artificii de la miezul nopții.
Românii nu vor revelion în cluburi sau restaurante, sunt adepții petrecerii acasă. Vor să aibă o noapte liniștită și să petreacă alături de familie și de prieteni. 8 din 10 români își vor petrece anul nou acasă. Asta arată un studiu realizat de Institutul Român pentru Evaluare și Strategie. Nici giurgiuvenii nu fac excepție și vor petrece noaptea dintre ani la domiciliu cu familia. Acasă. Familie? Da, familia. Deci nu mergi în club? Nu. Acasă. Familia? Da. Nu prefera să ieșiți în club? Nu, nu, că mai bine acasă. Acasă? Unde să-l petrec? Deci nu în club sau? Nu în club? Păi am mutră de club eu? Nu vezi că sunt femeie de gratis? Acasă cu familia și cu băiețelul. Nu mai vreți în cluburi? Nu, m-a săturat deja, am o vârstă. Pe cei mai mulți dintre tinerii giurgiuveni, noaptea dintre ani îi va prinde în cluburi și baruri. Cred că la Mihai Bravo. Să vedem cu prieteni. În club sau? În club, să vedem. București, niciun caz acasă. Cu prietenii mei. În club? În club, da. Deci nu rămâi acasă? Nu rămân acasă. Am stat și acasă și acum am urc în club. Și dacă în alți ani giurgiuvenii ieșeau la miezul nopții în centrul orașului, pe platoul din fața Teatrului Tudor Vianu, de data aceasta nu vor mai ieși. În acest an, primăria a decis să nu mai organizeze revelion în aer liber, astfel că cei care rămân în oraș nu mai au nici această variantă. Anul 2012 a adus giurgiuvenilor unele evenimente politice importante care au schimbat cursul vieții cetății. Redacția TV Giurgiu a alcătuit un top al celor mai importante evenimente politice ale anului. Să vedem care sunt acestea. Fostul președinte al PDL Giurgiu și actualul deputat PNL, Marin Anton, a intrat în gura presei după ce a devenit din cel mai mare dușman al PNL, aliatul de bază al liberalilor. Marin Anton a părăsit PDL Giurgiu supărat că Vasile Blaga i-a tăiat avântul de la candidatura la Consiliul Județean și s-a orientat către PNL cu sprijinul fostului său, așa zis, mare rival Lucian Iliescu, pe care îl alinta prin conferințele de presă cu apelativul Bătrânelul. Tot cu sprijinul lui Iliescu, Marin Anton a ajuns mintenaș vicepreședinte în PNL și deputat de Giurgiu. Pe locul 4 în topul nostru se află retragerea de către PNL Giurgiu a candidaturii lui Dumitru Beianu la președinția Consiliului Județean Giurgiu. Dumitru Beianu fusese desemnat de către PNL Giurgiu și a greiat la nivel central în USL, drept candidatul Uniunii la președinția Consiliului Județean. Însă cum la români politica se stabilește în spatele ușilor închise, lui Beianu i-a fost retras sprijinul cu doar două zile înainte de termenul limită pentru depunerea candidaturilor. Artizanul acestei mișcări murdare, nimeni altul decât Lucian Iliescu, pe atunci primar și șef suprem al PNL Giurgiu. Intrarea omului de afaceri Nicolae Florian în politică și ascensiunea sa până la câștigarea unui fotoliu de deputat este o altă nominalizare în topul nostru. Nicolae Florian a intrat în vară în cursa pentru primăria Giurgiu și s-a retras în favoarea lui Nicolae Barbu, facilitând astfel schimbarea fostului primar. Ulterior, Nicolae Florian s-a înscris în PSD și a devenit fără emoții deputat în Colegiul 1 Giurgiu, fiind considerat cel mai popular candidat giurgiuvean la alegerile parlamentare. Ascensiunea PPDD la Giurgiu și succesul acestei formațiuni politice la alegerile pentru Consiliul Local Municipal a fost pentru majoritatea giurgiuvenilor o mare surpriză. PPDD a reușit să impună numai puțin de 10 consilieri locali, în condițiile în care statisticile arătau că la Giurgiu popularii se situau cu mult peste încrederea pe care giurgiuvenii o aveau în PPDD la nivel național. Cheia acestui succes se traduce simplu. La locale, giurgiuvenii care au votat pentru Nicolae Barbu au trebuit să aleagă și o formațiune politică care să-l susțină pe Barbu, PPDD fiind o alegere conjuncturală în lipsa altei variante. Cel mai important eveniment politic al anului a fost la Giurgiu înlăturarea fostului primar Lucian Iliescu de la conducerea primăriei și alegerea ca nou primar a independentului Nicolae Barbu. Iliescu era șef peste primărie de 16 ani și a pierdut alegerile în urma unei campanii electorale megalomane și a unor greșeli politice pe care electoratul le-a sancționat drastic. Se spune că cea mai mare greșeală a lui Iliescu la alegerile locale din vară a fost legată de simplul motiv că a mai candidat, în condițiile în care popularitatea sa era în cădere liberă. Cum va fi vremea în ultimul weekend al acestui an, vedem în rubrica Meteo. În
acest weekend vremea se răcește în sudul țării. Sâmbătă cerul va fi variabil, iar în prima parte a zilei se vor semnala precipitații mixte. Vântul va sufla moderat. Temperaturile maxime nu vor depăși 4 grade Celsius. Izolat se va semnala ceață. Pentru duminică nu există schimbări majore în ceea ce privește vremea. Mercurul din termometre nu va urca mai sus de 2 grade. În prima parte a zilei va predomina ceața. Tendința apelor Dunării la Giurgiu este în creștere cu 2-8 cm, cota probabilă fiind de 175 cm. Încheiem știrile cu pastila zilei. Febra cumpărăturilor pentru Crăciun a trecut. Începe cea legată de petrecerea momentelor de la cumpăna dintre ani. Timpul se scurge cu repeziciune și banii se cheltuiesc așișderea. Recomandăm să vă drămuiți paralele, iar dacă nu v-ați înmatriculat mașina ori nu v-ați preschimbat permisul, nu vă altoiți în niciun caz consoarta. Mai aveți timp și în ianuarie. De mașină ori permis vorbeam. Sau, cum zice românul, la anul și la mulți ani. Știrile TV Giurgiu se încheie aici. Sunt Nicoleta Pană și vă doresc un weekend excelent!